Bun venit la un nou live. Astăzi o să ne jucăm Dream League Soccer, care era cu PSG. Românii noștri oare face față să câștigăm și divizia cealaltă? Stai să-l facem pe... Cine? Stancu, să vedem dacă putem să-l facem. Putem. 7-6. Bogdan Stancu. 7-7. Hai să jucăm cu Carpi. Dybala. E în formă Dybala. Ovidiu Hoban peste poartă. Nu-mi cade Chișeru sau Florin Andone să-l pun în locul Ovidiu Hoban. Sau în locul lui Dybala. Să avem doar români. Nu-mi pic acolo. Corner. Florin Gardor spre Kirikeș. Kirikeș peste poartă. Câștigă Cătălin. Spre Bogdan Stancu. Nu. Câștigă mingea. Adi Popa. Ștefan Radu. Nu recuperă. Torhe. Nură. Vlad Chiricheș recuperă. Pasă Bogdan Stancu. Bogdan Stancu lui Dybala. Dybala pornește contra-atacul. Centrează lui Bogdan Stancu. Apără portarul. Tănase. Chiricheș. Adi Popa vrea să recupere. Încearcă să recupere și pornești contra-atacul. I-a făcut fault. Gol de acolo! Gol de acolo! Dar ce șut a avut Florin Tănase spre poartă. Normal că nu putea să o apere portarul. Pentru asta merită un like, Florin Tănase. Tănase. Bogdan Stancu. Nu e în formă el astăzi. Bogdan Stancu. Marchează Bogdan Stancu. Că ne-am spus că nu e în formă. 2-0, un autogol de portar dat de Tănase, un șut perfect. Și unul de Bogdan Stancu. Acum marchează și Dybala, Paulo Dybala. Marchează golul cu numărul 3. Unul dat de portarul lor, unul de Bogdan Stancu și unul de Dybala. Respinge portarul în corner. Florin Gardoș. Chiricheș nu dă peste poartă cu capul din corner. Câștigându-i la cap. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Are niște șuturi fenomenale date de la distanță. Adi Popa, Dybala. Vrem să dau pasa lui Bogdan Stancu. Bogdan Stancu nu mai a înaintat. Prima repriză. Stați un pic. Hai să-l băgăm pe Tamaș în locul lui Chiricheș.
Am uitat să fac ceva, să-l punem capitan pe Vlad Chiricheș, cum e normal și normal, nu? Peste poartă Tănase, deviază portarul. Torhe. Ștefan Radu. Tănase. Șutează Tănase. Apără portarul, prinde mână. Șutul lui Tănase. Din semifarfică, Bogdan Stancu dă bara de sus. Vă dați seama? Farfica lui Bogdan Stancu, Dita Bombau. Nu informă Ovidiu Hoban peste poartă de acolo. Măi, Ovidiu Hoban. Offside la Bogdan Stancu. Bogdan Stancu are niște intervenții bune, dar rar șutează. Rar primește mingea. Și o pierde foarte repede, nu știu de ce. Dybala cu capul de acolo, din pasa lui Ovidiu Hoban. Bun. 4-0. Dubla lui Dybala. Un autogol al portarului și unul de Bogdan Stancu. Bară gol Adi Popa. Ce gol a luat Adi Popa. Cred că o să-l salvez. Dăm pauză. Se va dă mai puțin. Atât. Și dăm cu încetinitorul. Să vedeți ce voi. Ce bară gol a dat Adi Popa. E în formă în meciul ăsta. Uitați. Trece de ăsta. Și șutează. Portarul imparabil. Imparabil. Nu mai putea să o apere. Imparabil, vedeți? Imparabil de aparat șutul lui Adrian Popa. Eu după meciul ăsta încerc Tănase versus Bogdan Stancu la lovituri libere. Voi ce ziceți? Eu cred că e ok de pus acolo. Făcut așa. Poate câștigă Tănase, poate Bogdan Stancu. Bogdan Stancu doar l-a bătut pe Leo Messi. Leo Messi a avut o zi proastă atunci. Nu era în formă. 5-0 meciul ăsta. Late. Later. Să vedem ce români ne pică. Mijlocaș. Un Budescu ar fi bine. Facem Stancu versus Budescu. Defensivă nu prea avem ce să mai luăm de la România. I-am luat pe toți aproape. Și la portar la fel. Hai să încercăm. Tănase contra Bogdan Stancu. Stai să-l facem întâi pe Bogdan Stancu. Lăsați în comentariu cine poate, cine credeți voi că câștigă la lovituri libere. Stancu sau Tănase. Cine ajunge primul la 10, ăla e câștigător.
hai să începem. Să-l facem pe 78 Bogdan Stancu. 79 Bogdan Stancu. 80 Bogdan Stancu. Să vedem dacă îl bate sau nu pe Tănase. Și câștigătorul joacă cu Paulo Dybala. Câștigătorul. Bogdan Stancu. Primul, Bogdan Stancu. Marchează Bogdan Stancu. 1 la 0. Să vedem dacă poate marca și Tănase. Nu marchează Tănase. E Niță în poartă. Nu se trece așa de ușor golurile. Hai Tănase, bate-l odată pe... Și n-ajunge. Bara. Florin Niță stă atent pe minge ca să nu intre. A intrat primul, dar al doilea nu mai iese, nu mai intre. Hai Tănase, nici n-a trecut de oameni măcar. 2 la 0, Bogdan Stancu. Versus Tănase, Bogdan Stancu are 2 și Tănase 0. Hai Tănase, hai. Nu trece de oameni. 3 la 0. Cine ajunge primul la 10? Poate se schimbă scorul și câștigă Tănase. Cine știe? Peste poartă. Fiți atenți. Cum să câștigi așa, Florin Tănase? Cum să câștigi așa? Încă e 3 la 0. Niciun gol marcat de Tănase. Credeam că e gol ăsta, dar... A, părăniță care l-am făcut noi. Hai, Tănase, gol! Tănase peste poartă. Bogdan Stancu. Bară de sus, Bogdan Stancu. Frumos, Bogdan Stancu. Are Bogdan Stancu 3 puncte în fața lui Florin Tănase. Hai Tănase, recuperă. Niță e în poartă. Stancu încă conduce cu 3 goluri în fața lui Tănase. Nu m-a lăsat acolo să șutez. Niță! 3 la 0. Hai, Tănase, măcar un gol. Tănase! Ce face Tănase? N-am înțeles nimic ce ai zis. Mai scrie o dată. 3 la 0. Hai, Tănase. Acum, fă spectacol. Bară! Bogdan Stancu. Să vedem dacă poate marca. Bogdan. Acum, Tănase. Tănase. La 1, marchează în sfârșit și Tănase. Apă răniță, 3 la 1 pentru Bogdan Stancu. Îl conduce pe Tănase cu 2 goluri avantaj. Bara, Florin Tănase. Numai în bară o ține.
Florentino, asta e șansa ta. Hai să încercăm să dăm sub zid, ia. Să vedem. Gol! Gol Florin Stănase sub zid. Bogdan Stancu, să vedem dacă poate marca. Peste poartă. 3 la 2. Bogdan Stancu un gol avantaj la Florin Tănase, dar recuperă el. 3 la 3. Florin Tănase îl ajunge pe Bogdan Stancu. Nu prinde cadrul porții Bogdan Stancu. A reușit sub zid. Ia să vedem. Bară! Florin Tănase încearcă de aici să șuteze, să vedem dacă poate marca. Nu marchează, nici de data asta. Aici Florin Tănase, 3 la 3 în aceste momente. Cine ajunge primul la 10? Peste poartă, Florin Tănase, ca de obicei. Mai Florin Tănase, peste poartă și Bogdan Stancu. Încercăm ceva la Tănase aici, dar nu cred că reușește. Peste poartă, ca de obicei. Apărăniță. Bara de sus, Dybala vine. Nu nimerește cap. Florin Tănase s-ar putea să se deie gol de aici. Florin Tănase 4 la 3 îl conduce pe Bogdan Stancu. Patru la patru, îl ajunge și Bogdan Stancu pe Tănase. E 4 la 4. Scorul încă e strâns. Floriniță. A încercat ceva acolo. Bogdan Stancu, dar n-a reușit. 4 la 4 în aceste momente. 5 la 4. Florin Tănase are 5. Să vedem dacă poate marca și de aici. Peste poartă. Bogdan Stancu se pregătește și șutează. Atinge doar plasa laterală. Tănase are 5 și Bogdan Stancu are 4. Să vedem dacă câștigă Tănase. Tănase 6 la 6 la 4. Oare poate să-l ajungă Bogdan Stancu pe Tănase? Tănase. Tănase, să vedem dacă prea tare. Am apasat prea tare. Încă Bogdan Stancu e condus de Tănase. Nu știu ce are Bogdan Stancu că Florin Tănase are avantaj. Cine știe? Poate Bogdan Stancu l-ajunge. Bogdan Stancu și el peste poartă. Fiți atenți aici. 6 la 4. Când Bogdan Stancu l-a bătut pe Leo Messi 10 la 3. Fiți atenți. Tănase e mai bun ca Bogdan Stancu. la 5. Hai Florin Tănase că te ajunge mai repede.
Scorul rămâne 6 la 5. Bară la Bogdan Stancu. Dacă ar... Dacă ar putea Tănase să marcheze de aici, ce-ar fi? Bară! Nu se poate așa ceva. Fost de-a beri acolo la Tănase câștiga. L-a ajuns Stancu pe Tănase. Scorul rămâne 6 la 6. Tănase contra Bogdan Stancu. Nu poate marca. Să încercăm sub zid. Apără Niță. Tănase are un șut foarte bun de aici. Dacă știe cum să marcheze. Marchează 7 la 6 în aceste momente. Florin Tănase îl întrece pe Bogdan Stancu. Să vedem dacă poate marca și Bogdan Stancu. Nu poate. Salut. Tănase. 7 la 6, Tănase. Să vedem cine ajunge primul la 10. Bara lui Tănase. Atâtea beri a lui Tănase. Nu joc azi, joc mâine, picnic. Azi joc Dream League și pe azi 2018. Ratează și Bogdan Stancu. Mâine pe live. Să vedem dacă poate marca Florin Tănase. Încearcă sub zid, dar nu-i reușește. Încearcă și Bogdan Stancu sub zid. Nu. Tănase. Ștefan Radu acolo și eu intervine corect. Bogdan Stancu, să vedem dacă poate marca. Bara lui Bogdan Stancu. Câte beri? Încă rămâne scorul 7 la 6. Tănase are 7 și Bogdan Stancu 6. Cine Tănase? Da, Tănase acum. Să vedem dacă poate marca Tănase. Tănase! 8 la 6! Bogdan Stancu. Să vedem dacă poate recupera scorul adus de Tănase. Câștigătorul se bate cu Paulo Dybala. Bogdan Stancu, peste poartă. Tănase, să vedem dacă poate marca. Încearcă sub zid, nu-i reușește. Bogdan Stancu marchează 8 la 7. Să vedem dacă poate să reducă acest scor al lui Tănase. Am avut o problemă și o fac mâine, că n-a reușit și mâine vă promit că putem juca. Florin Tănase, mă joc picnic. Încearcă sub zid, Tănase, nu reușește. Ăsta e gol al lui Bogdan Stancu, nu marchează. Acum pe live-ul ăsta jucăm doar pe azi 2018 și Dream League. Bogdan Stancu. Florin Tănase. Nu reușește Florin Tănase. Acum Florin Tănase.
Să vedem dacă poate marca Florin Tănase. Sub zid. Apără Florin Niță, care e făcut de mine la jocul ăsta. Plasă laterală. Tănase. Să vedem dacă poate marca Florin Tănase golul de-a nouălea. Nu am bani momentan. Trebuia să spuneți când am făcut live-ul ăsta e azi să fac bani. Nu mai am intrat pe el. A rămas că l-am luat pe Sergio Gun Anguero și mai am luat doi silveri. Da, Gun Anguero ăla e foarte bun. Tănase în plasa laterală acum Stancu. În brațele la portar. Tănase. Să vedem dacă poate marca Florin Tănase în aceste momente, să facă nouă. Încearcă sub zid, nu reușește. S-ar putea să marcheze. Florin Niță, făcut. Nu am pus bine Florin Tănase aici. Să încercăm. Tănase. Am spus dacă pot, o să joc picnic pe live, dar nu pot. Deocamdată joc Dream League și pe azi 2018. Salt. Acum Tănase, să vedem dacă poate marca Florin Tănase. Mâine vă promit că joc. Ce intervenție a portarului Florin Niță? Tănase mai are două goluri și îl bate măr pe Bogdan Stancu. Sub zid. Reușește și marchează. Florin Tănase marchează sub zid 9-7. Să vedem dacă poate să reducă acest gol Bogdan Stancu. Voi ce zici? Îl ajunge pe Tănase sau nu? Câștigă Bogdan Stancu sau Tănase? Neseară fac fotbal pe manele și îl postez pe la 10-11. Tănase, să vedem dacă poate marca Tănase. Și-a câștigat Florin Tănase, l-a bătut măr pe Bogdan Stancu. Acum joacă Florin Tănase contra Dybala, să vedem care câștigă Dybala. Voi lăsați în comentarii care câștigă, Paulo Dybala sau Tănase, bara de sus. Nu știu, alegeți voi cu ce să fac. Florin Tănase acum. FC Barcelona, Steaua. Ce echipă vreți? Intervenție bună a lui Niță. Să vedem dacă poate marca Dybala acum. Cu Dybala. Și așa, să vedem dacă câștigă Dybala, postăm cu Dybala. Dacă nu, postăm cu Florin Tănase. 1-0. Dybala are 1 și Tănase 0. Încearcă sub zid, nu-i reușește Dybala. Cine ajunge primul la 10? Cu FCSB, decă Dybala 2-0, cine ajunge primul la 5 câștigă. Florin Tănase are 0 și Dybala are 2. Tănase 2-1.
nu se lasă nici Tănase. Dybala acum. Să vedem dacă poate marca. Apără portarul. Hai, Tănase. Bate-l măr pe Dybala acum l-ai bătut pe Stanciu. Pe Stancu. Avem portar bun. Dybala mai are 3 goluri și câștigă. Florin Tănase are 2 și Dybala are 2 și Tănase 1. 2-2 în aceste momente. Florin Tănase contra Dybala. 2-2. E stângaci. Cam greu să marchez de acolo. Să vedem dacă Tănase face 3-2 față Dybala. Dybala acum. Să vedem dacă poate marca golul cu numărul 3. Nu poate marca. Hai, Tănase, măcar tu. Golul cu numărul 3. Florin Tănase marchează 3-2 pentru Tănase. Cu Gunanguero? Ok. Dybala este condus de Tănase. Să vedem dacă poate marca și Dybala în plasa laterală. Tănase. Să vedem dacă poate marca golul cu numărul 4. Apără portarul, că altfel era gol. Am crezut că am văzut un poartă. Tănase conduce, mai are un gol și câștigă Tănase. E 4-3. Ba nu, 3-2. 3-2. Dybala acum. Să vedem dacă poate marca Dybala. E stângaci. Și ăsta e floncul lui. Peste poartă. Tănase. Încearcă Tănase ca să marcheze. Tănase, 4-2. Dybala este condus cu 2 goluri de Tănase. Tănase, 4-3. Dybala are 3 și Tănase 4. Dacă marchează acum Tănase, s-a sfârșit totul. Dybala, peste poartă. Hai, Dybala, să vedem dacă tu poți recupera acum. Bara a lui Dybala, nu pot să cred așa ceva. Tănase. Încearcă ceva sub zid, vă spun eu. S-ar putea să câștige, câștigă Florin Tănase. L-a bătut pe Dybala. Hai să intrăm în alt joc și voi vă gândiți cine cu cine la lovituri libere. Lăsați în comentarii cine cu cine la lovituri libere. Avem români. Dybala, el nu-i român, dar e din teren. Doar care sunt teren. Să joc pe as acum. Dybala a fost bătut de Florin Tănase. Florin Tănase e de neînfrânt acum. Vine Dybala.
Dybala nu mai e în formă că a fost bătut de Florin Tănase. Cum a fost bătut Bogdan Stancu, l-a bătut Bogdan Stancu pe Leo Messi 10 la 3. Torhe. Lovitură liberă pentru noi. Să vedem dacă poate marca Bogdan Stancu de aici. Nu poate marca. Te-am jucat în pasă, dar vine cine, nu știu cine e ăsta. Vlad Chiricheș. Adi Popa recuperă. Bogdan Stancu încearcă o pasă spre Dybala, dar nu reușește. Ovidiu Ban. Nu ajunge la minge Torhe. Să vedem dacă putem marca. Dybala! Ozil versus Chiricheș. Îl am pe Ozil. Hai să încercăm și asta. Lăsați în comentariu să vedeți cine câștigă. Vlad Chiricheș sau Mesut Ozil. Mă cheamă Savin Cătălin. Nu cumva ți-am dat cerere. Ți-am dat cerere. Bogdan Stancu. Șutează de aici. Bogdan Stancu. Bogdan Stancu. Prelungește pentru Ovidiu Urban. Întoarce înapoi Ovidiu Urban. Nu marcăm aici. Ce să crezi? Nu trebuie hack, îți vine ei, dar îți trebuie bani. Pentru... L-am creat pe Florin Niță și pe Denis Alibek Cătălin, așa-l cheamă. Și îți dă 87 amândoi. Pe Florin Niță l-am făcut 100. Portar. Două mii ceva, 3.000 chiar, poți să-l faci român, ce vrei tu? Întoarce mingea pentru Ovidiu Urban, dar nu ajunge la ea, Torhe, dar tu nu ai hack? Adi Popa. Marcăm.
1-0 în minutul 90. Cel mai greu de marcat la echipa asta. A marcat cel mai greu. Da, îți dau link, dar eu am heca cum v-am arătat acum. Avem meci important cu Tottenham. Până la cât să jucăm? Până la 5 sau 10 lovituri libere cu Mesut Özil? Yanis Hagi l-a bagat în Dream League. Îl avem și pe Yanis Hagi. Pe Budescu nu mi-l dă. Asta e. Rahat. Cilisen, Uliu. Lăsați în comentariu dacă să-l băgăm pe Yanis Hagi în locul Lucui, Tore, Adipopa sau Tănase. Aștept comentarii. Până la cât să jucăm? Până la cât, în locul Lucui să băgăm? Adipopa, Tănase sau Tore? Sau nu-l băgăm deloc pe Yanis Hagi aici? De abia venit în Dream League. Poate n-ai făcut ceva bine. Mai vă gândiți cât jucăm noi? Mesut Özil versus cine? Versus Vlad Chiricheș. Hai să-i dăm drumul. Să vedem. Care câștigă? Mesut Özil sau Vlad Chiricheș? Prima dată, Mesut Özil. Nu cred că marchează că Mesut Özil îi varză la lovituri libere. Și acum vine Vlad Chiricheș, care nici abar nu știe din lovituri libere. Dar cum ați spus voi, peste poartă. Banii ți dă cu hack-ul ăla când bagi oamenii. 1-0 pentru Mesut Özil. Să vedem dacă Vlad Chiricheș marchează vreun gol în acest meci, în această lovitură liberă. Brav! Te felicit! Te-ai dat vinclu porță direct. Altul. Apără portar. Nu marchează. Mesut Özil, apără portar. Vlad Chiricheș, să vedem dacă poate marca Vlad Chiricheș. Hai, Vlad Chiricheș! Vai de căpușorul tău, Vlad Chiricheș. Marchează golul 2, Mesut Özil. Mai uită-te odată și mai încearcă până-ți merge. Că eu abar n-am de ce nu-ți merge. Dacă nu sunt în față să-ți arăt, nu știu cum să te ajut. Mesut Özil. Să vedem dacă poate marca Vlad Chiricheș. Că e 2-0, este condus de Mesut Özil. Peste poartă. Nu vă mai certați. Mesut Özil. Am crezut că intră în poartă Vlad Chiricheș. Să vedem dacă poate marca sau nu.
Mestozil. Ca evidență câștigă Mestozil. Hai să intrăm pe PES 2018. Jucăm întâi cu Tottenham și pasie intrăm pe PES 2018. Cum vreți voi. V-ați gândit să-l bag pe Yannis Hagi în locul lui Cui sau să nu-l băgăm? Să-l facem, să-l băgăm înapoi pe... Bogdan Stancu. Încearcă-l. Sau îți arăt altă modalitate de descărcat cu hack. Dar n-ai oameni 100, ai doar bani infinit. Hai să intrăm pe PAS 2018. Întâi să vă arăt contul meu de Facebook și vă îndați cerere de prietenie dacă vreți să discutați ceva în privat. Întâi vă arăt hack-ul. Fiți pe fază, poate îi spuneți că nu știți cum să-l băgați. Salut, Florin! Acum intre pe Google, scrie Dream, vezi cum scrie aici, Dream League Soccer 2018 mod APK. Dai pe el, dai prima. Îți apare așa. Îți apare aici. Dream League mod așa, 5.0. Să nu dai a doua, să dai 66.1 MB. MB. Nu dai asta, 269 MB. Dai pe asta. Se încarcă aici 6, 5, 4, 3, 2, 1 și dai două mod. Eu nu dau două mod. Faceți așa. Și când intrați pe el, trebuie să aveți Wi-Fi, Wi-Fi-ul deschis. Deschis. Se domaldează Dream League așa până la 100. Și pe aia poți să te joci pe el. Și v-am arătat a doua modalitate de băgat hack. Acum să vă arăt pagina. Stați un pic. Stai că tot pe Google, că n-am Facebook. N-am Facebook-ul. Ba da, am Facebook-ul. Asta nu-i pagina mea, e nu mama. Să intrăm de conectare. Și vă arăt. Nu creează în alt cont, da, aici. Scrieți așa, nu, parola, numărul e așa. Dăm conectare. Așa și căutați aici Savin Cătălin. Intrați aici și eu sunt primul de aici. Ăsta sunt eu. De aici. Ăsta. Și dacă e ceva. Dacă e ceva. Dați cereri prietenii și vorbim în privat. Că doar aia e bun, atât. Ați înțeles?
cealaltă 200 așa nu-i bună, nu merge. O eroare la ea. Hai să intrăm pe PES. Nu-mi place cu aici. Shyhack Infinite. Ai bani 16.000 și ceva, dar nu se consumă niciodată. Mi-ai trimis cerere prietenie. Ok. S-o accept când termin live-ul. Acum nu mai ies, nu mai intru. Ai înțeles? Și dacă vrei să mă întrebi ceva, intri în privat. Și vorbești cu mine acolo. Dar se încarcă acolo, scrie domoald finish, că așa trebuie. Când se încarcă acolo, ți apare așa, uite, l-am cartonaș roșu, să mutăm, dar am unul bun aici, 71. Hai că e bun și ăsta, dăm aici, ieșim, am 8 de astea, ia să vedem. Poate putem deschide și un Mega Pack acolo. Dacă avem 250 de astea, putem să dăm la legendare unde l-am luat pe Kun Anguero. Sperăm să avem. Dar nu cred eu, avem 220. 230, 240. Mai trebuie una singură și deschidem un gold pack. Hai să jucăm un meci și poate îmi dă 10. Jucăm aici. Nu știu ce face, dar jucăm aici. Echipa e făcută. Îl avem pe Sergio Gun Anguero. Câștigat pe live-ul de astăzi. Se încarcă să jucăm un meci. Nu știu, are un... Nu știu ce are, trebuie să intrăm din nou. Are un defect acolo. Nu-mi dă voie să joc acolo. Joc în altă parte dacă nu-mi dă voie acolo. Încerc eu. Dăm la prima și dăm a doua. Jucăm cu Torino Football Club. Are 3 stele. Să vedem. Lăsați în comentarii să vedem dacă să vede. Bravo că smergi. Nu uita să dai like la acest live. Să vă spun ceva. Când vă abonați la canalul meu, nu uitați să dați cu clopoțelul să vedeți ce fotbal pe manele mai pun și ce live-uri mai fac. Ok? Lăsați în comentarii să ce credeți. Eu o bataie sau câștig? O bat pe Torino Football Club sau eu o bataie de la Torino PSG versus Torino Football Club?
Sto vedendo a Cobatium. Are un contraattacco. Începe dur. Sergio Gun Anguero, care astăzi l-am luat, să vedem ce miracole poate face. Trece de 2 și marchează Sergio Gun Anguero. Am câștigat la Mega Gold Pack Sergio Gun Anguero. Trece de 2 jucători și marchează 1-0 pentru noi. Încercăm să recuperăm, dar nu puteam. Iese bine portarul. Mingea la noi. O pierdem. Nu fără fault. Cartonaș roșu, 100.000. Galben sau roșu? Galben. N-am luat roșu, momentan. N-am luat galben. Pornește iară pe contraatac. E o intrare foarte bună a lui Alex Vidal. Adrian. Către Sergio Gun Anguero, are viteză. Nu reușește o pasă. Câștigăm. Out. Offside la Sergio Gun Anguero. Nu prea era offside, că erau toți oamenii lângă mine, roată împrejur. Sirigu îi împoartă. E bun portarul ăla, dar nu prea. Noi am marcat unul. Adrian, să vedem ce face. Triblează trei oameni și pică când intră în... În minutul 42, 1-0 pentru PSG. Am niște treabă. Fac mâine seară mai mult live, dar astăzi... Nu uitați să dați...